raionul Nisporeni a fost diagnosticată încă o persoană cu coronavirus de tip nou. De această dată este vorba despre un tânăr de 34 de ani din satul Soltănești, care a revenit acasă pe data de 28 martie din Anglia cu o cursă charter. Bărbatul avea simptomele de boală și s-a autoizolat într-o locuință din satul Grozești, evitând să se întâlnească cu familia sau cu apropiații. Însă, de la aeroport s-a deplasat cu un automobil ce era condus de un prieten. Acum, acesta este monitorizat de către medicul de familie. Până la momentul actual, pe raion, vorbim de raionul Nisporeni, avem 3 cazuri confirmate cu infecția coronavirus. Respectiv, este vorba despre 3 persoane, toate de gen masculin. 2 persoane sunt din comuna Marinici, raionul Nisporeni, și a 3-a persoană este din satul Soltănești, raionul Nisporeni. Persoana a 3-a infectată este, cum am mai spus, o persoană de gen masculin, cu vârsta 34 de ani, care a venit, s-a întors din Anglia în Republica Moldova cu o rută charter, adică avion, calea aeriană. Persoana s-a autoizolat în satul Grozești, astfel limitând contactul cu alte persoane. În satul Grozești, dumnealui a identificat un loc de trai unde să nu intre în contact cu alte persoane și să nu-și supună riscului familia. Potrivit lui Alexandru Cornei, toate persoanele aflate la bordul avionului se află acum sub monitorizare. Este toată lista contactelor care s-au aflat la bord, care au venit, care au fost în contact pe parcursul acestor zile și respectiv se lucrează cu fiecare în parte, se monitorizează, se duce evidența. Al 3-lea caz înregistrat în satul Soltănești, raionul Nisporeni, a fost confirmat în data de 31 martie. Bărbatul infectat cu COVID-19 primește tratamentul corespunzător într-o instituție spitalicească, iar starea de sănătate este satisfăcătoare. Totodată, în prezent, în raionul Nisporeni sunt 2 cazuri suspecte de coronavirus. La momentul actual vorbim de 01.04.2020, avem 2 persoane suspecte, ambele persoane sunt de gen feminin, din satul Bălăurești, raionul Nisporeni. Sunt la Toma Ciorbă și se așteaptă rezultatul de laborator pentru a confirma sau infirma cu infecția COVID-19. Amintim că pe teritoriul raionului Nisporeni a fost confirmat primul caz de COVID-19 în data de 26 martie. Un tânăr de 35 de ani din comuna Marinici, care a revenit acasă din Franța, a fost diagnosticat cu coronavirus. 3 zile mai târziu, un alt bărbat, tot din această localitate, a fost diagnosticat cu infecția COVID-19.